Salutare lume! O să încep această emisiune cu o mărturie. Citez. Am lăsat totul în urmă. Familie, prieteni, lucru, casă, totul. Am luat doar ce ne-a încăput în câteva bagaje și am venit aici pentru o viață mai bună. Eram atât de tineri. Eu aveam aproape 24 de ani, Eugen 27. Eram plin de speranțe și vise. Răvneam la o viață și un viitor mai frumos. Ambii nu cunoșteam engleza. Astfel, a trebuit să luăm totul de la zero. Zilele treceau cum treceau, însă când venea seara, era foarte dificil. Mă întrebam ce caut eu aici. Mă întrebam dacă am luat decizia corectă. Nu o să mint să zic că primul an a fost chiar destul de dificil. Plângeam și îmi doream să ne întoarcem acasă în Moldova. Citat închis. Cum a ajuns de la Călăraș în America, cine i-a fost alături mereu și care a fost drumul și greutățile parcurse în a-și îndeplini visul american, o să aflăm chiar de la Ecaterina Tudoreanu, consultant financiar, agent de asigurări și în curând broker. Deci am descris toate patru funcții care ar fi. Hai să o salutăm pe Ecaterina. Ecaterina, salut! Salutare, salutare, mulțumesc, Nina, pentru așa o introducere, mulțumesc pentru invitație la tine aici în podcastul tău. De fapt, tu ai avut, ți-ai făcut timp și mi-ai scris un articol despre viața ta de la început, ca să știu mai multe detalii despre tine. Și când când citeam articolul care tu mi l-ai scris, îmi dădeau lacrimi și am zis că nu pot să nu... rostesc aceste cuvinte care tu mi le-ai scris în podcast și lasă știe lumea de fapt sentimentul tău din suflet când ai venit în state, prin ce ai trecut și nopțile nedormite și plânse de dor de casă. Dar mai de toate vreau să te salut încă o dată și bine ai venit aici la podcastul cu denumirea podcastul Visul American. Vom vorbi despre visul american, despre greutățile prin care ai trecut tu ca să ajungi aici. Dar mai de toate vreau să mergem despre, așa treptat, vreau să ne povestești familia, deci ești de la Călăraș, ești într-o familie cu trei fete, ești cea de mijloc. Mulțumesc în primul rând pentru invitație, Nina, e o onoare să fiu aici cu tine. Da, sunt născută într-o familie de gospodari, cum ai zis, mămica Natalia, tăticul Pavel și eu, fiica de la mijloc, întotdeauna am fost... așa băiatul tati, să pot zic, așa mai băiețoasă, mai curajoasă, mai așa. Eram sora cea mare, eram foarte aproape de vârstă, da? Am o soră mai mare și eu cea mai mică, eu cu cea mai mare, Ana, eram doar una jumătate diferență între noi și la început la grădiniță mergeam separat, în grupe separate și ultimul an, când sora urma să meargă la grădiniță, la școală și eu mai rămâneam la grădiniță, mama învăța poeziile cu ea, dar eu le spuneam înainte. Și au stat și s-au gândit părinții și au zis că probabil e o hotărâre bună să mă dea și cu mine. Deși aveam, nici nu m-am plinit de 6 ani, să merg împreună cu Ana la școală împreună ca să nu pierd dorința asta de a învăța. Și așa și am făcut. Am împlinit 6 ani pe 18 august și prin 10 septembrie am mers împreună cu sora la școală și am fost întotdeauna împreună. Frumos, bravo! Și uite, vreau să ne povestești dacă așa, o memorie sau ceva din copilărie. Ce ți-a marcat ție copilăria? Părinții mei fiind muncitori, adică am fost întotdeauna uniți și am fost întotdeauna așa împreună, tot făceam împreună, totdeauna să unitatea asta din familie și greutățile pe care am trecut, cam au fost, nu pot să zic, n-am dus lipsuri, pentru că dar lucrau ore, multe ore lucrau și făceau tot posibil ca să... Spunea că ai avut și un business de familie. Da. Cred că ce m-a marcat, ceea ce am zis că eu n-am să fac, în 2000, părinții mei au mers în Franța și noi am rămas acasă. Și atunci am zis că niciodată nu o să fac să-mi las copiii. Oricunde o fi, când o să fiu, am familia mea, o să fim împreună, adică să trecem împreună. De fapt și lor, ei n-au rezistat mult și s-au întors și după asta n-au mai plecat, n-au mai luat drumul străinătății, s-au descurcat pe loc, dar au vrut să încerce și ei. Ca și majoritatea moldovenilor care au plecat în Italia, care și deci tu ai cumva voiați trecut prin această durere, fiindcă hai să recunoaștem mulți copii
pe atunci era chiar, nu știu, un val, majoritatea au plecat, părinții, și au rămas copiii. Și care ar fi un sfat atunci al tău? Nu vă lăsați copiii? Sau, nu vă lăsați copiii, da, prin greutăți, împreună, spre stele. Nimeni nu poate înlocui dragostea de părinte, de mamă, și prietele care le pierzi nu se merită. Ecaterina, am înțeles, familie frumoasă, de la Călăraș, harnici, business împreună de familie, și părinții sunt sigură că v-au pus la muncă, nu v-au lăsat, de acolo cât că vine și dragostea de muncă. Studiile, ai mers la Chișinău, ai făcut Academia de Administrare Publică și ziceai cumva că ai mers în Franța și tu. De unde a venit dragostea sau de unde ai vrut să trăiești o dragoste așa ca în, la Paris, știi? Am vrut cumva să primesc experiență, să văd, să învăț ceva. La ce vârstă aveai? În 2008, pe când eram încă, învățam la universitate, dar îmi făceau studiile la fără frecvență, am zis hai să încerc, când puteam să revin doar să dau examenele, și am câștigat contract de muncă prin programul OPR și am mers pentru un an, aveam contractul și am nimerit într-o familie de franceză, aveam grijă de trei băieței, niciodată nu mi-am dat seama că după asta urma să am eu pe a mei trei. Vezi soarta! Și în Franța ți-a plăcut sau? Să zic sincer, acum o am, Parisul mai în special, îl am în to-do list, adică un loc special unde să mergem să călătorim cu familia. Atunci, fiind singură, Franța, Parisul, el este așa romantic, sentimental, și eu nu pot să zic. Da, am vizitat locuri, am văzut, am primit experiență, dar cumva soarta era să fie că nu am stat întregul an. M-am întors după 4 luni, m-am întors să susțin tezele și, da, urma să mă întorc, dar n-a fost să fie, pentru că m-a așteptat dragostea. Și ai menționat cumva că a fost o dragoste de la prima vedere. Hai povestește-ne atunci, cum te-a cucerit Eugen? Cum m-am întâlnit cu Eugen? Foarte interesant, deși ambii suntem din orașul Călăraș, dar el fiind cu 3 ani mai mare, el deja... nu era în oraș, mergea și făcea studiile la Chișinău. Toate că eu știam părinții, dar pe el nu cunoșteam și a trebuit să facem soarta să fie, să-l cunosc prin internet, prin FaceMD, dacă îți mai amintești, era atunci la perioada aia. Eu am venit din Franța, am cumpărat un calculator și sora cea mică, Natalia, care e cu 7 ani mai mică decât mine, a fost cumva persoana cea de la mijloc care ne-a făcut cunoștință. Adică noi descopeream FaceMD și acolo era așa o poză de-a lui Eugen, stătea într-un tren și așa era. Și eu super simt mult, zic, wow, ce băiețel. Dar sora face send friend request, adică eu primit cerere de prietenie. Și de acolo așa a început dragostea la prima vedere, da? Frumos, bravo! Foarte rapid ați decis, de fapt, că sunteți făcuți unul pentru altul și ați decis să mergeți în căsătorie. Da, ne-am întâlnit pentru prima dată în persoană, ne-am întâlnit în septembrie, pe 27 septembrie și nunta am jucat-o în mai. Wow! Rapid! Da. Rapid. Frumos, bravo! Dar cum simți că uite e bărbatul tău? Este ceva acolo, în stomacel. Simți, da, atenția, dragostea, respectul. Atunci, desigur, s-a încheiat faza cu să mă întorc eu înapoi în Franța. Deja m-am focusat pentru că eram în ultimul an de facultate. Deja am pus accentul să pot să-mi termin studiile, să-mi iau licența și să ne construim viața împreună. Deci eram... ne gândeam că poate dacă și ne ducem în Europa undeva la muncă, dar să mergem deja împreună. Frumos. Deci dacă acum cineva merge pe drum și vede un bărbat sau o femeie și vi simți ceva acolo în stomacel, știi că e gata. Era hipster și era frumos, înalt. De la Călăraș, da? De la Călăraș, din... Bravo, bravo. Ok, spuneai tu, menționai în articol că de fapt... ați lăsat Franța pentru a rămâne în Republica Moldova, ați început să construiți o căsuță și vreau să te întreb acum, te consideri cumva o norocoasă în viață? Da, sunt norocoasă. Sunt norocoasă în primul rând pentru părinții mei care mi-au dat viață, fără rău, sunt
toată viața să fiu recunoscătoare pentru soțul meu, pentru copilași, familia care am creat-o și unde sunt acum, sunt binecuvântată, aș zice, mai degrabă. Uite, noi suntem la podcastul, denumirea podcastul Visului American, deci Costul Visului American. America, cândva vreodată te-ai gândit că, uite, eu o să merg, o să las călărașul și o să merg în America? Oh, nu. America, nu. S-a spus cineva cu 12-13 ani în urmă că o să ajung în America. Nu, era cu departe. Cum am zis, erau ceva în planuri de a emigra împreună cu Eugen, să putem să construim, să facem ceva bani, să strângem bani ca să terminăm construcția casei, dar pentru mine America era ceva, numai gândul la cât de departe este din Moldova, mă înspăimânta și plus niciodată nu mi-a plăcut limba engleză, cu toate că am învățat-o un an în liceu, dar nu, pentru mine franceză era ca a doua limbă, era așa o limbă mai melodioasă, mai frumoasă, dar franceză, adică nu. A fost o întâmplare, așa a vrut soarta să fie, cred, să ajungem deci, aici. Noi în Statele Unite ajungem pe câteva căi, da, și voi ați avut de fapt norocul, de asta te-am întrebat dacă te consideră norocoasă. Ați câștigat la loteria vizelor, Green Card, da? Cum a fost anunțul ăsta și cât de ușor v-a fost vouă să acceptați această decizie? În primul rând, sunt mulți oameni, persoane care ani la rând se înscriu și așteaptă și se pregătesc și se roagă. Noi, pentru noi a fost deja, de fapt, o întâmplare. Eugen lucra la momentul dat și o colegă de serviciu, de școală, ea ani la rând tot încerca și să vadă poate are noroc și l-a întrebat, nu vrei și tu să-ți încerci norocul? Și a fost chiar întâmplător, noi ne-am înscris, am făcut înregistrarea și am și uitat de cam când ne-am înregistrat la loteria videolor. Și a fost peste un an telefonată, uite, ești câștigătoarea din cartul loteria videolor. Eu zic, ce dorești? Pentru că nu am avut nicio discuție în familie că poți să mergem în America, să emigrăm, nu. Și a fost greu, a fost foarte greu să luăm decizia, deși Eugen, el a reușit și el, a făcut masteratul în drept, dar nu și-a găsit deodată un serviciu, anume pe specialitate, dar ultimul an, înainte de a emigra, practic, cu ajutorul Dumnezeu s-a angajat și avea un lucru destul de bun, era reprezentantul guvernului în teritoriu, eram bine și atunci am zis, când a venit vestea de a emigra, a fost greu să luăm decizia asta, foarte greu. Adică ne-a luat chiar câteva săptămâni bune, dar am zis hai să încercăm, dacă ne-a venit șansa asta, mai bine să mergem și dacă nu ne place să ne întoarcem înapoi, decât să pe urmă să regretăm cu ce n-am încercat. Da, corect. În ce an a fost asta? A fost în 2011. Pe 17 mai, la fix 2 ani din ziua anunții, noi am luat câteva valize și am zburat peste ocean. Eu, Eugen și Lucia atunci avea un anișor jumate, era micuță, plin de speranță și da, vroiam cum ai zis. E foarte greu să vii cu un copil mic în Statele Unite. Ne mai vorbim, n-ai cum să-l dai la grădiniță, e foarte scump ca să meargă la grădiniță, pe atunci când mai, în special tu vii, ești imigrant, nu cunoști limba, menționai că nici tu, nici Eugen n-ați cunoscut limba. O să vreau să ne dai, deci, să ne spui de fapt din suflet, prin ce ai trecut, prin ce emoții ai trecut și poate cum, vreau să ne spui și cum l-ai depășit pe parcurs, fiindcă sunt convinsă majoritatea oamenilor trec prin asta, poate sunt cei care deja s-au adaptat în America, au uitat pe alocuri cât de greu a fost și când, uite, când acum revizuim ce s-a întâmplat, o să-ți aduci aminte și le dai un sfat celor care abia acum au venit și poate sunt exact în punctul de început al tău. Poate au un copil mic, nu știu ce să fac și cum să meargă la muncă, deci limba eu nu o cunosc și tot așa. Visul american la voi a început la sfârșit de primăvară, de fapt, început de vară, ați venit în Statele Unite și ați venit în Sacramento. Da, de ce Sacramento? Sacramento? Acolo am găsit o familie care, îți dai seama, copil mic să vii, doar să nu știu unde vii, cel puțin
am găsit o familie care să ne întâlnească, cel puțin la aeroport să ne ducă undeva. Am locuit la ei 2 săptămâni și după asta ne-am mutat singure într-un apartament și acolo s-a început drumul, viața noastră în America. A fost nu ușor. Și chiar vreau să-ți mulțumesc calea asta că mi-ai dat exercițiul ăsta la făcut, așa a fost un exercițiu de reflecție la când am mers așa în retrospectiv în urmă și chiar mi-am analizat în astea câteva zile când m-ai întrebat dacă vreau să particip și chiar mi-a prins bine, a fost super, super exercițiu. De asta, știi, avântul ăsta de a merge mai departe, de departe ne uităm cumva să ne oprim și zicem, ia stai să dă seama prin ce am trecut ca să ajung aici. Scopul meu în podcast e de fapt... Eu admir oamenii și nu mă interesează cât de mulți bani fac. Mă interesează cum am ajuns să fac asta și prin ce au trecut și sfaturile lor, etapele, viața, istoria din spate, fiindcă nu știu dacă cumva ai participat vreodată la Convenția Mold-Americană. Eu am participat anul trecut pentru prima dată și acolo iarăși istorii peste istorii și fiecare de fapt are ce povesti. Și prin ce a trecut, cum a trecut, cât de greu i-a fost. Acasă în Republica Moldova e greu, dar ești acasă, ești în oala ta, vorbești limba ta, oamenii sunt în jur. Și nu zic acum că majoritatea o să zic, ok, dar cine te-a pus să te duci, știi? Dar dorința de a face, de a avea un viitor mai bun sau dacă un viitor mai bun copiilor tăi, cred că asta m-a motivat și pe mine, de fapt, mă motivează să rămân în Statele Unite. Nu știu dacă românii până la bătrâneți, vedem. Hai să mergem treptat. Da, am să le iau pe rând și o să-ți răspund la întrebări, dar cum a început viața noastră aici? Prin ce probleme ori am trecut și cum le-am depășit? Uh-huh. Ne-am trezit, da, într-o țară nouă, neștiind pe nimeni, neavând pe nimeni și bariera cea mare, provocarea cea mare, aș zice, a fost că nu am știut deloc limba engleză. Adică, cred că engleza mea se rezuma atunci la a număra până la 10 și florile, nu știam mai mult. Dar am zis că o să ne descurcăm cumva. Eu, gen, am mers la așa găsit un lucru oarecare, aici nu, când vii nu te întreabă nimic că ai studii superioare, masterat sau că ai lucrat sau că ai avut un job bun în Moldova. Dacă aveai aici, așa fără. Da, adică ultimul an de fapt asta și era, soțul era fiecare zi la cravată, la ace costum. Aici a trebuit, primul job a fost ca a lucrat Aldin. Nu a avut niciodată experiență, nu a știut, dar a învățat, pentru că trebuia cumva să ne descurcăm, să facem cumva și încet încet am început a ne construi viața aici. Dar v-au ajutat moldoveni, deci tot de ai noștri sau cumva v-ați încătrat direct cu americanii? Ceva, nu, am fost în comunitatea de moldoveni, pe unde pe locuri ne-au ajutat, pe alte locuri ne spuneau așa că să începi de acolo de jos, nu cumva să depășești pașii care, pe greutățile pe care ai trecut, adică au fost mai multe situații, dar le mulțumim celor care, dar cumva mai mult pe cont propriu, noi singure am muncit și niciodată nu s-a dat nimic pe tavă, gata. Deci Eugen, primul post de muncă al lui Eugen în Statele Unite a fost cu albinele, da? A lucrat la albini. Tu ce ai făcut cu copilaș mic? Cu copilaș mic și noi deja, înainte de a imigra, noi deja aveam un plan să-l avem pe adolescent copilaș. Nu vroiam diferența mare, pentru că între sora, soțul meu și soțul meu era diferență mare și noi am vrut întotdeauna ca copiii să fie alături, să crească împreună, să fie diferență de mare de vârstă. Așa că când am venit, clima ne-a priit într-o oarecare măsură și am rămas însărcinat cu al doilea copilaș, cu Liviu. Și a trebuit să... Da, Eugen nu era câte 2 săptămâni acasă, eu am dat-o pe Lucia la grădiniță și am început să învăț, am mers la școală de învățat limba engleză pentru adulți. Și încet, încet, adică încercam să mă adaptez. Deci, spuneai mai devreme, dacă era cumva încercam să ziua aveam activități, eram cu fetiță, eram la școală, nu tot sunt prieteni, pentru că noi așa, de felul nostru și eu și Eugen suntem foarte comunicabil, prietenoși, adică repede ne încadrăm. Dar
eu gen nefiind acasă, adică când ajungea seara era foarte dificil, era greu, adică nu destul că singur, neavând pe nimeni aici, din familie, din rude, nici el nu era acasă, adică și lui era foarte greu, de fapt, casă mâncea din greu și mi era greu. Îmi dau seama, menționai din start, și noi toți am venit în America cu doar câteva bagaje. Acum când stai și te oprești în jur, îți dai seama că de fapt dacă dorești, muncești, îți faci casa aici, știi? Și nopțile care spuneai că plângeai, cum le-ai depășit? Cum de n-ai zis gata, hai acasă și nu mai vreau să aud de America? Eugen m-a susținut foarte mult. El cumva, adaptarea lui a fost probabil din nevoie, nu a avut altă soluție. El cumva s-a adaptat mai repede și întotdeauna ne gândeam ok. Tot oricum am văzut o mai mare posibilitate aici, da? Dacă nu pentru noi, pentru copiii noștri, și am zis că atâta lume s-a aranjat aici, o duc bine, atunci o să trebuiască și noi, trecem prin greutățile astea și răzbatem la unde vrem să ajungem. Din start, deci tu erai acasă cu copilul? Eram acasă cu un copil după din frate, unul în curtică și da. Primele, chiar după câteva luni de zile, a urmat să fac cunoștință. Pentru eu sunt de feria mea că nu pot să stau locului, eu trebuie să am permanent ceva ocupație, activitate, pentru că nu mi-ajunge aer dacă nu am să mă întâlnesc, să vorbesc, să fac ceva. Și mi-a făcut cineva cunoștință cu prima companie de network marketing, care am văzut o activitate la care aș putea face ceva așa paralel la crescând copiii și fiind ocupată, mă gândeam că nu o să am timp să fie doar din Moldova, să cumva să mă ajute, am văzut-o ca o să mă ajute. Să ai o depresie, de fapt o depresie. Depresia emigrantului există. Așa aș zice, da, nu într-atâta cu depresie, dar da, în perioada asta de adaptare. Mm-hmm. Și spuneai că nu cunoșteai engleza. Ai fost cumva... Da, cât engleza... timp nu ai cunoscut engleza? Deci, cât nu timp... am știut engleza, toate am mers la școală de adult, dar eu am luat mai repede așa scrisul, cititul, dar vorbitul, cumva știind limba franceză, n-am luat engleza așa de la bază de la început și mă încurcam pronunțarea, aveam bariera asta că o să zic ceva și o să fac fantos de mine. Și plus la asta, în Sacramento, acolo este o comunitate foarte mare de vorbitori de limba rusă. Și unde mergeam, probabil după înfățișare, probabil după vedea că nu înțelegeam engleza, îmi propuneau traducătorul în limba rusă. Acum, o a doua latură, limba rusă, eu învățasem în școală, dar în familie niciodată n-am vorbit-o și adică de înțeles o înțelegeam perfect. Dar de vorbit tot nu vorbeam, ori vorbeam așa, nu la nivel cel mai bun. Și cumva am văzut o soluție de a accepta traducătorul în limba rusă și primul an de zile, practic, am început a vorbi rusă. Uh-huh. Ca mai apoi, după un an de zile, să-mi dau seama că nu e chiar cea mai bună soluție, pentru că mi-am dat seama că trebuie să învăț engleza aici. Și în limba o să ai mai multe uși să deschid și mai multe oportunități. Cu toate că sunt lumii, sunt moldoveni de a noștri, ori ruși, ori care ani de zile, 20-30 de ani au în America și nu au învățat niciodată limba engleză, ceea ce eu cred că trebuie să o știm dacă suntem aici. Și după un an de zile am zis, stop, nu mai vreau niciun Russian translator. Am mers la colegiu, după un an de zile, toate că deja a apărut Liviu. L-am născut pe primul băiețel în februarie pe Liviu și la doar 7 luni aș trebui să las la, să-l dau la grădiniță și să fac studiile, da. Necunoscând încă nivelul era încă slab de engleză, am început cu engleza ESL, English as a Second Language, și încet, încet mi-am luat general education și am luat profesie, da. Deci, de fapt, copiii mereu e dat la grădiniță ca să ai, ca să reușești. Care e secretul? Fiindcă nu ai cum, deci, cu copiii să reușești să faci studii, să muncești, nu ai, deci e foarte dificil.
Care este secretul? Grădinița? Susținerea lui Eugen. Eugen. Ok. Da, n-ați avut părinții alături, n-ați avut pe nimeni care să fie alături de voi să vă ajute? Nu, mămica mea a avut viză de 10 ani și venea așa cam de 5 ori a fost în toată perioada asta, dar cel mai mult a stat 50 de zile, adică nu putea nici cum că aveau și acolo business, nu putea să stea mai mult. Dar pentru mine era așa asta destul, cel puțin... Măcar ceva. Da, măcar ceva, da, măcar pe decret. De acord. Vreau lumea să cunoască acum, de fapt, voi aveți 4 copilași, 3 băieți și o fată, da? Da, fetița este din Moldova și băieții sunt aici. Americani. Da. 3 au fost pe plan, al 4-lea a fost bonus, cadou. Da? 3 faci, al 4-lea gratis, da? Asta e gluma mea, de fapt, buy 3 and get on free. Da, da, da. Uite, cum îi naști în America? Bună întrebare, chiar eu, pentru că am avut experiența de în Moldova și aici, a fost total diferit. Aici, da, în primul rând nu a așteptat nici un doctor, nici o mulțumire, nici un mic, a fost, deci corupția a fost o altă discuție, cu dânsa am născut-o prematur și chiar atunci era la mijloc, dacă le mulțumești. O să trăiască copilul, dacă nu, poți să nu-l ai. Aici a fost o experiență cu totul diferită. Sarcinile au fost mult mai ușoare și am născut ușor, adică nu... Chiar ți-a priit vremea de aici, da? Da, da. Da, și... A fost, deci, America, vreau să... Ne zicea de Moldova cu corupția. Te-ai întâmpinat vreodată în America cu un caz de corupție? Nu, eu personal nu am avut de a face, n-am văzut, cel puțin nu. Știi, noi locuim deja poate în Statele Unite, uităm fenomenul ăsta sau îl considerăm deja chiar anormal. Când vin oamenii de acasă, din Moldova, zic că mai bine când este corupție. Cum e mai bine, cu corupție sau fără corupție? Și zici, oamenii de acasă cred că e bine cu corupție. Nu. Să fi exist fenomenul corupției. Nu, aici chiar și dacă să vorbim și din studiile când se faci la fel, nu este pus note pe cumătrie, neamuri, ori să plătești, ori să plătești. Nu, mi-am făcut studiile inițial, cum am zis, în campus, după asta când deja a apărut cel 3-lea copilaș, al 2-lea băițel, atunci mi-am dat seama că nu mai fac față să... Am trecut să fac studiile la online, fără frecvență, luam cursuri online. Doamne, când mi-am amintit de perioada asta, nu știu dacă m-aș duce și aș face din nou ce, nu știu cum am găsit putere, pentru că mi-a luat 4 ani, 10 semestre, câte 12 full-time, 12 unități. Și să faci studii ca având copii mici, 2 din ei, practic, în perioada asta de 4 ani, 2 bebeluși am avut. Și studiam practic la 2-3 de noapte, se sculau în mijlocul la un examen când îl aveai cu el în brață, trebuia să, ori alăptând, ori și trebuia să termin. Ești o luptătoare, într-adevăr o luptătoare și bravo că ai reușit. Spune-ne, vreau să ne povestești istoria cu... Deci, ca să combini studiile și copii, e greu. Și vreau să ne povestești istoria cu testul, examenul care îl aveai. Oh, da. Era odată, aveam un examen business matematic și erau de vreo 2 ore un examen. Rămăsese vreo 20 de minute și 2 probleme de rezolvat. Eram foarte așa focusată, repede să termin. Și probabil îmi pare că a 3-lea copilaș, Eduard, avea în jur de vreo un an jumătate, cam așa, copilașul tăiat s-a trezit. Vroia atenția mea, dar eu nu mi-eram ea, atunci trebuia repede să termin, era la timp. Și ce-a făcut? A luat și a apăsat butonul și mi-a închis calculatorul. Wow. Atunci a rămas portret și am zis, mi-a stat inima, zic, ce fac acum? Repede m-am calmat, am trimis un e-mail la profesoară și i-am povestit situația și am rugat-o, zic, dacă e posibil, măcar ceea ce am făcut, dacă s-o salvat cumva, măcar... Să-mi puneți notă măcar pe ce am făcut.
Și ea a fost cumva cât și ea mamă și a intrat în situație, mi-a deschis examenul, mi-a dat cele 20 de minute, eu am terminat și practic am luat și un A, 100% pe examen, dar la cât nervi și stres a fost ceva pe da. Ce nu o să-l uit niciodată. Și da, a fost, eu aș zice că și m-au așteptat în afară de ajutorul soțului, care în continuu la ce idei năstrușnici nu venea, el întotdeauna mă susținea și mă ajuta, așa, el din spate, da, eu sunt mai în față, mai mult mă știu, dar el e persoana cea din spate care întotdeauna m-a susținut și m-a ajutat, dar aș zice și Lucia, fetița mea, ea s-a maturizat, cumva vrei, nu vrei, s-a maturizat mult mai repede decât trebuia, văzând că noi ambii muncim, ambii dăm stăruință să reușim, fără să-i sorop, fără să-i zic că întotdeauna m-a ajutat, fie cu băieței, fie cu casa, cu treburi din casă, fie... Și ei au fost cei care m-au motivat și mi-au dat puterea să merg înainte, să-mi dau mâinile în jos, să nu renunț. Frumos, bravo! Ce mesaj te-a lăsat astăzi, Lucia? Vreau să-l arăți chiar. Haide! Așa... You got this. Go Superman. Super. Cum? Aha. Care este secretul să-ți aduci așa copiii? Să le arăți prin exemplu. Adică noi le putem spune multe, dar ei nu fac ceea ce le spui, dar ceea ce văd că tu faci. Adică dacă ne-au văzut întotdeauna că am muncit din greu pentru a ajunge unde suntem azi, adică ei cumva repetă, adică învață din ceea ce văd. Mm-hmm. Și copiii mei aș vrea să adaug aici, adică familia mea, ei sunt cei care, ei sunt de ce eu iau și combustibilul meu, cel care îmi dă întotdeauna cake, că sunt, nu sunt întotdeauna sus, jos, adică emoțional, așa ca roller coaster, dar ei sunt cei care m-au ajutat ca să continui, să nu mă opresc. Și eu i-am folosit copiii, în special, ca o motivație, nu ca o scuză de ce nu pot să fac. Mm-hmm. Cel mai mic câți ani? Cel mic, doamne, nici nu știu când a trecut. A făcut 5 ani în septembrie. A, deja ești mai răsufli, mai așa cu putere, știi? Da, deja... prea repede trece vremea. Chiar trebuie să savurăm fiecare clipul cu ei, pentru că Lucia deja are 13 ani și este aproape la înălțimea mea. Eu domnișoară, deja o văd cum... Prietena ta, de fapt. Da, e cea mai bună prietenă, la sigur. Ea e cea care știe să mă critici dacă este necesar și știe să mă îmi dea indicații. Chiar așa, și acum cu... Eu sunt de firea mea așa mai emotivă în fața camerei, mă cam pierd, mai uit ce vreau să zic și ea... Și aseară și azi dimineață, mama, tu poți, tu ești puternic, tu știi, tu... Nu. E foarte frumos tot ce vorbim noi acum, dar vreau să ne spui, e scump să faci studiile în America? E scump grădinița? E scump? Deci cum ați făcut voi față financiar? Financiar, când am venit în California, probabil și la curent, adică ei au careva programe de ajutor social, dar îndată ce Eugen a început a câștiga, a venit, noi nu am mai stat pe cele programe, dar... Inițial, primul an, Eugen nu câștiga, nu avea așa un venit de mare și cumva am avut norocul să mă calific să-mi fac studiile gratuit, adică am primit bursă chiar. Și grădinița deja, da, o atitam. După un an de zile de America, practic când eu am plecat să fac studiile la colegiu, copiii erau la grădiniță, atunci a coincis momentul când a trebuit să mai luăm o hotărâre grea, Eugen, știind că trebuie să acopere toate cheltuielile, plus noi am avut o datorie când am venit, noi nu am avut bani ca să, și trebuie să facem ceva ca să putem câștiga mai mult, deci s-a urcat, a primit permisul de conducere pentru camion. Și a urcat camion pe trac. Deci atunci am devenit și soție de truck driver, ceea ce a fost foarte dificil să accept asta, dar am știut din start că este temporar. Adică am zis, asta e temporar, o să trebuiască să răbdăm, să avem răbdare și o să trecem prin asta. Dar ce ai simțit atunci? Și atunci au fost,
atunci a fost acel click când eu am zis că eu trebuie să caut. Adică eu și până atunci eram în căutare de ceva să pot și eu să contribu financiar în familia noastră, dar atunci am fost și mai deschisă la oportunități. Adică toți aceștia 4 ani cât îmi făceam studiile, creșteam copiii și nu știu cum am făcut, dar am finisat cu grade foarte bun, ar zice aproape de 3.94 GPA. Bravo. Dar întotdeauna eram, adică am încercat în diferite companii de network marketing. Nu era ca să pot să mă duc la un job regular de la 9 la 5, nu puteam să, nici nu vroiam să las copii, că erau prea micuți și așa, da. Și de-aia am fost în diferite companii, începând de la produse de uscat, vitamine, aspiratoare, tot ce vrei, am încercat tot, peste tot am fost. Unde am câștigat, am adus un venit, unde am câștigat și am învățat, unde doar am învățat, dar a fost o experiență destul de bună pentru mine, ceea ce îmi place anume că atunci am înțeles că ca eu să ajung undeva trebuie să lucrez la persoana mea, să devin o persoană mai bună ca să pot să răzbat. Am participat așa cu copilul mic în brață, cu bebeluși la seminarii, conferințe, webinarii unde n-am... Și căutam acel ceva, zic, măi, trebuie să fie ceva ca să pot să-mi aduc soțul acasă, să fie cu noi. Pentru că de asta aș crea o familie, să fim împreună, să creștem copii împreună. Corect, foarte frumos, bravo. Îmi dau seama prin ce greutăți, de fapt, trece o familie când vine în Statele Unite și vreau să vă întreb acum, ați avut susținerea, cât de buni au fost oamenii care v-au înconjurat? Dar sincer să-mi spui. Mă trebuie, hai să văd cum să formulez, vreau să dau ceea ce este. Nu am fost niciodată focusată să lucrez doar cu comunitatea de moldoveni. Cumva nu e cel mai ușor, poate ești să lucrezi cu ei, dar nu toți, nu-i pun pe toți într-o... Dar cumva nu este el picșorul ăsta de invidie, dar nu cumva să devii tu milionier dacă o să susțină în business failor. Dar asta nu m-a demotivat să continui. Cumva mi-a prins bine că am învățat și limba rusă să vorbesc și încet, încet și desigur și engleza, cu toate că nu, până și acum nu pot să zic că vorbesc la perfecție nici rusa, nici engleza, dar ajunsesem la un moment când trecusem de bariera asta să mă tem, să mi fie frică ce o să zic de lumea, ce o să facă glume pe mine, pe seama mea, dar am zis că cine nu mai înțelege problema lor, eu o să zic, adică lasă ei ceilalți să încerci să mai vorbească alții câteva limbi. Și corect. Nu m-am focusat doar pe o comunitate, cumva am încercat, am lucrat cu de tot, cu toate comunitățile. Da, sunteți așa o familie care vii dur, deci de muzica moldovenească, de tradițiile, sau de cei, deci și fără. Nu, e... Mi-e dor și acum de o nuntă de aia moldovenească, de o să dansez până dimineață, așa să... Asta cred că... Chiar acum, recent, am fost avizată Illinois și într-o direcție, practic, tot drumul meu am ascultat muzică moldovenească și așa am reușit, am fost în Moldova câteva ori, dar... Nu e atât de ușor, mai ales cu așa familie mare, îți dai seama. Să mergi acasă și scump. Dar de fiecare dată când am fost, întotdeauna ne încărcam bateriile așa pentru o perioadă ca să putem să... Am participat acolo, că știi, în Sacramento este comunitate mare din moldoveni, da. La Sorcova Veselă, evenimente de care... Câți ani ați locuit în Sacramento? 10 ani am de California. Și după 10 ani am făcut o schimbare, anul trecut de fapt soțul de mult tot încerca să mă convingă, hai să încercăm, cel puțin să vedem cum este în altă parte, în afara Californiei, dar eu eram categoric împotrivă, nu, dar până la urmă m-a convins cumva și nu-mi pare rău, adică îmi place, acum suntem mai în mijlocul Americii, suntem mai ușor să călătorești, să faci și așa. Se zice că partea de este mai europeană, corect sau nu prea?
Deci mai, nu știu, mai european, hai să zic. Nu am reușit încă mult să vizitez, am fost doar în Alabama și în Illinois, dar aș zice da, îmi place aici, deocamdată suntem aici, dar poate vedem pe parcurs, știi cum. Aș vrea, am așa un exam, fiecare, așa, în câteva state, ca să... California oricum rămâne, așa, are un loc special în inima mea, dar acum Missouri ne place, suntem bine, ne-am acomodat mai ușor decât, de fapt, Ce comunitate avem noi în Missouri? Când am venit, cunoșteam doar două familii, dar acum ne-am lăsit, ne-am făcut mulți prieteni și am găsit cumva lumea mai simplă, mai viața mai liniștită, nu într-un ritm atât de rapid ca în California. Aici avem timp să ne întâlnim, să mergem la picnicuri, să ne vedem, să e cumva, nu ești ca în cercul ăsta șobolanului, da, acum acolo, repede. Alergi și nu mai ai timp să practic să savurezi viața, să o trăiești. Mm-hmm. Bravo! Ecaterina, spune-ne acum, o să vorbim acum despre, de fapt, ce faci tu în Statele Unite. Și, dar tu n-ai, de când ești în Statele Unite, cumva n-ai lucrat la joburi, gen, nu știu, la un magazin, cashier sau casier sau server sau, deci, kelner. Nu, n-am, pentru copii mici aveam casă, copii, nu vedeam. Și probabil am și în sânge acel spirit antreprenorial de acasă, de la părinți, adică nu să lucrez pentru cineva, dar să ai a tău business, să-ți construiești visul tău, nu să lucrezi pentru visul altcuiva. Mm-hmm. Și, bravo, vreau să-mi povestești acolo despre visul tău, dar la câți ani sau câți ani va trebui să înțelegeți că de fapt financiar cât de cât sunteți ok? Câți ani îți trebuiește de America? Poate nu-ți trebuie atât de mult dacă inițial știi ce să faci și ce să nu faci și țin de finanță. Dar noi eram, tu spuneai mai devreme când înainte de podcast că ai 6 ani în America, da? Noi terminasem deja colegiul și eu geam cumva, am mai avut încercări de a lăsa tracul, am mai lăsat pe perioadă, ori am încercat să lucrez local ca să cumva să fim împreună, ori el dintotdeauna a fost așa că să nu s-a după bani mulți, dar cumva era în permanent își lua ca să stea acasă, pentru că și nouă acasă este și ești tu soție de truck driver, cred că nu poate altcineva să mă înțeleagă mai bine decât tu. Da. Dar ei trec și pentru ei tot este foarte complicat, ei trec prin foarte multe greutăți pe care nici nu ne le spun nouă ca să nu ne fac noi să avem, corect, să retrăim, da? Eu aș zice că plătesc un preț prea mare pentru, chiar dacă îți faci un ban pe camion, da? Dar pierzi din momentele cu familia, cu copiii și noi dintotdeauna am știut că o să schimbăm ceva, da? Eu am căutat și în 2017, în ianuarie, da? Am întâmplător, așa, la o întâmplare, dar cred că nu e nimic întâmplător, așa a fost fie. Am găsit prin intermediul Facebook-ului, era o postare, așa, o postare veche de vreo jumătate de an, stătea acolo și eu a trebuit să o văd, spunând că compania de finanță are locuri, poziții deschise, part-time, full-time, flexible schedule. Când am citit flexible schedule, pentru că asta eu căutam. Da, da. Am ceva să pot să îmbin și să cresc copiii și să lucrez. Și am mers la job interview, mi-au spus, am aflat cu ce s-o ocupă companie, este vorba despre compania Primerica Financial Service, e o companie americană, destul de serioasă, de 46 de ani aproape pe piață, o companie publică. Când mi s-a spus cu ce s-o ocupă compania, în primul rând, prima mea reacție a fost că sună prea bun, prea tot frumos ca să fie adevărat. Uh-huh. Dar noi suntem, știi cum suntem, așa, venit de acolo, sunt mai sceptici și mai așa, undeva, unde este ceva care, de ce așa bun sună. Uh-huh. Dar noi atunci 6 ani aveam deja de America și am făcut multe greșeli la viața noastră ce ține de finanță, dar practic au fost și viața, întâmplări din viața mai e. Cu toate că făceam bine, câștigam bine, da, eu gen câștiga bine, eu mai făceam ceva, un extravenit, dar
nu știam, am înțeles că nu știm a gestiona banii. Pentru că aici, cu toate că am luat clase de finanțe și în colegiu și la Universitatea Moldova, dar nu te învață nimeni. Nu este clasă de bani, da, cum să gestionezi banii, cum să... Și aici chiar o să te întreb dacă ești de acord că sistemul e făcut așa, că nu vor ca tu să știi, să cunoști. Ei vor ca tu să fii în datorii. Da, asta mi-a plăcut. Bani mulți în taxe. Cași în capcana datoriilor, da, de acord. Și foarte ușor dacă nu ești atent, dacă și noi inițial, da, am deschis un credit card, o foloseam la sfârșit de lună, o plăteam, dar până în situații din viață au fost că ori au avut eu, gen, au avut un accident, trebuia cumva să trăim, să am mers în Moldova, tot nu am avut bani, tot strâși, până am, viața ne-a pus la așa că am căzut, am cheltuiam mai mult decât trebuie și mi-am luat mașini în credit, care cum altfel aici în America, hai de toți și au mașini din dealer, hai să ne luăm și noi mașini din dealer. Da. Și adică atunci ne-am dat seama că toate că eram sceptică, toate că eram, nu credeam ceea ce poate să fac compania, cum ajută, cum te... Dar am stat noi și am discutat cu Eugen și am zis că nu am nimic pierdut, hai să încerc cel puțin, cel mai rău caz, o să învăț sistema financiară cum lucrează aici, o să mă ajut pe mine personal, o să învăț cum să fac bugetul, cum să... Chiar știi, vorbești tu acum, iar sună foarte frumos și parcă neadevărat. De fapt, ce se ocupă Primerica? Cu ce ne ocupăm noi este, adică noi oferim consultații financiare și ajutăm oamenii să iasă din datorii, fie că e credit card, car loan, student loan, mortgage, cum să scapi de datorii, dar să economisești un procent în amortizare, cum să știi care este data cea de debt free date. Adică să scăpi de datorii, cum să taxe ca să le plătești mai puțin, da, noi trebuie de plăti taxele aici, știi bine, să fac taxe la sfârșit de an, dar dacă nu știi exact ce și cum să faci, adică sunt metode legale care te poate ajuta să, în dependență unde lucrezi la cineva, lucrezi pentru tine, cum să poți să micșorezi taxele. Asigurările este un domeniu foarte mare la care mulți au, dar nu este asta, dacă este încă nu înseamnă că ai cel mai bun plan, adică noi lucrăm cu toate asigurările, auto insurance, home insurance, rental, life insurance, care în marea majoritatea cazurilor deja sunt aceste asigurări. Noi ce facem, verificăm dacă ce lumea are, dacă au cel mai bun plan, dacă au acoperirea care trebuie, dacă nu plătesc mai mult decât trebuie, dacă îi putem ajuta cumva să economisească bani și banii ăștia care economisesc, să le arătăm ce să fac cu ei. Colaborăm cu multe companii de investiții care ajută oamenii să se pregătească de pensie, să poată ieși la pensie, este o temă tot foarte interesantă pentru mine, era deodată când te gândești la pensie, îți dai seama, te gândești ca la o vârstă, da? Ca la un, să ajung la pensie, 60-62 de ani, nu, pensia practic este posibilitate, pensia tu poți să ieși la pensie și la 50 de ani, 40 de ani, dacă ești deștept. Gata de a ieși la pensie. Dacă ești deștept și știi ce faci cu banii tăi și cât începi mai curând, cu atât mai... So, noi, practic, când ne întâlnim și facem consultația, o oferim gratuit, complimentară, confidențială, vedem care este situația familiei financiare și le dăm un plan. Un plan, se numește Financial Need Analysis, un plan financiar, un scris, care îți arată exact unde ești acum financiar, unde o să fii dacă nu schimbi nimic, și unde vrei să fii și cum să ajungi acolo, da? Pas cu pas, step by step, care, din păcate, lumea nu planifică, da, să n-aibă succes, dar doar ce nu au un plan bine determinat, din păcate, nu toți reușesc. Vreau să-mi spui acum, de fapt, pe voi, ca familie, cum v-a ajutat educația asta financiară? Deci da, voi ați avut, zicem, 40% din credit carduri erau folosite, da? Deci 40% din suma credit cardurilor. Bani mai mulți nu aveți cum să faceți. De exemplu, faceți $6,000, zicem, pe lună. Cum poți să scapi de datorii? De datorii este metoda de cum le plătești, da? Să iai cu creditul care are cea mai mică balanță, o plătești pe aia, pe urmă suma aia o pui în următoarea credită, adică modul la cum le plătești tot are mare, dependență mare, adică ajută la asta.
Dar desigur, deja când noi dăm practic planul ăsta pe care noi îl creiem, planul ăsta o să-ți arate ce ai putea să faci ca același mortgage să nu-l plătești în 30 de ani, dar să-l plătești cu bani mai puțin. Da. Da, interesant. Și de asta și mi-a atras, de fapt, prima, am zis că domeniul financiar aș vrea cumva să fim toți educați, dar ei nu vor ca noi să fim educați financiar. Vorbesc acum de sistem global. Și aș zice că nu numai noi cei veniți aici, da? Noi emigrăm într-o țară, venim într-o țară nouă care nu știm nimic, care e sistema lor, dar eu am, cum am zis, lucrez și cu americani și cu sunt care când mă întâlnesc și după consultații ei se uită la mine și zic, unde ai fost parcă 20 de ani în urmă? Pentru că ei chiar ei însăși nu știu, nu cunosc, mulți nu cunosc. Te-a ajutat mult studiile care le-ai făcut în America ca să faci ceea ce faci acum sau și fără experiență Primerica angaja? Angaja și fără experiență. Eu aș zice că mi-a prins bine experiența care am obținut și cunoștințele, dar ca să vii să... Nu, unica ce era ca să poți să treci background check, adică e verific să nu ai nimic probleme cu legea, nu ai, dar în rest ei îți dau toate practica, training-ul, înveți și pas cu pas te ridici în companie. Dar ca să merg înapoi cumva așa, eu în 2017 am găsit compania și eram atât de entuziasmată, în sfârșit ies la oficiu, în sfârșit deja copilași erau la grădiniță, la școală și eu am să învăț. În primul rând eram foarte, vroiam pentru mine să învăț, dar eram curioasă ca să pot pe mine personal să fac un plan financiar, să mă ajut să văd ce pot face și ca să adaug continuu la datorii, dar făcând planul ăsta, noi descoperim în alte părți unde poți economisești bani, pe care poate nici nu dai seama că îi plătești mai mult decât trebuie și suma aia pe care noi o economisim, desigur, o parte o dai să plătești mai repede, să scapi de datorii, o parte o investești și toate astea. Și nu a trecut mult, apoi încesc că ne-am trezit cu o surpriză. O surpriză care nu a fost deloc pe plan. Iar m-am aflat că eram însărcinată cu bebele nostru surprise, cu Eric. Cireșica cea de pe tort, eu aș zice că el a venit așa, el nu văd, cu toate că inițial eram așa nedumerit, stresată, ce fac, acum cum. Dar nu văd familia noastră fără el, anume el îi piesa cea de la fază care trebuia completat ca să fim o familie întreagă. Da, când am aflat că sunt însărcinată, am zis că eu deja eram hălită. N-am tart niciun copil, că să nu... Am fost tot... Am avut norocul că să am sarci, toate sarcile ușor le-am dus. Practic cu toți, ori am lucrat, ori am învățat, ori le-am făcut pe ambele. Și am continuat toată sarcina. Am lucrat, am dat la prima licență de stat și creșteam cumva, înlărgeam echipa, creșteam faza de clienți și a venit vremea să nasc. Practic am fost la, cât spuneam mai devreme, că dacă era ceva unde puteam să merg să învăț, să învăț mai mult, să mă ridic, eram acolo, nu scăpam niciuna. So, ultima, înainte de a-l naște pe Eric, practic am fost 10 zile înainte de naștere la o conferință care nu am tot să o lipsesc. Și am născut, am stat 2 săptămâni acasă. Și după asta, din cumva vrem nevrând, eu trebuia să... N-am putut să mă opresc, să nu lucrez. Am... Cumva cei din oficiu au trebuit cumva să accepte, să mă vadă cu copilaș, cu bebeluș în oficiu. Am avut noroc de copil cu minte. Cu dânsul am lucrat, practic, până a venit pandemia. Am lucrat în oficiu, da. Aveam ceva, trebuia să m-aș ștat de acolo din echipă. Dar oricum era flexibil, cred că, exact la 8 să asta e ceea ce am vrut eu întotdeauna, adică să pot face eu programul de lucru și eu să pot să aleg cât vreau să lucrez, la ce oră, când vreau și, da. Dacă până la pandemie, eu eram
mai mult local acolo, avem deja o echipă, clienți. Acum vorbești de Sacramento, nu Missouri. Da, Missouri. Sacramento, da. Și cum a început pandemia, cu toate că noi eram, activitatea noastră era esențială, noi puteam să continuăm să lucrăm în oficiu, dar desigur lumea nu mai era deschisă să sunt în contact și a trebuit să facem tranziția asta, să trecem la online. A trebuit să învățăm Zoom-ul, ne-am făcut schimbarea asta prin Zoom. Nu a fost ușor, a trebuit să învățăm, dar un plus a fost că atunci ne-am extins, da? Pentru că teritorial deja nu mai era că ești tu din California sau ești din New York sau ești din Florida. Sau atunci am aplicat la mai multe non-residential license în alte state și... Dar n-a fost ușor, pentru că în momentul ăla și copiii au trecut să fac școala prin Zoom. Și erau toți de acasă. Aveau trei din ei, erau în Zoom, în camere diferite, eu eram în altă cameră prin Zoom. Pe Ieric, peste micuț, avea 3 ani atunci, nu m-a dădusem la grădiniță și câteva luni înainte de pandemie și eram, zic, în sfârșit am mâinile libere, în sfârșit o să pot să mă focusez mai mult pentru că dai seama că nu întotdeauna, nu poți să faci multitasking, dar nu e același ca și cum ai pune 100% focus în doar o activitate. Corect, da. Dar n-a fost fie că a venit pandemia și atunci a fost momentul când eu deja nu puteam face față. Aveam, pentru că am făcut tranziția asta prin Zoom, aveam câte 7-8-10 întâlniri prin Zoom în diferite state, adică dacă aveam cineva cancela ori făcea reschedule, eu eram cea mai fericită că puteam să ies din cameră să-mi trag puțin aer. Și atunci am înțeles că nu pot să fac față, adică cu toate că Lucia era cumva sub control cu copiii, m-a ajutat, dar și atunci a fost... Am lăsat, adică a lăsat Eugen tracul, l-a vândut, aveam trac nostru atunci, da, și a fost acasă toți. Și a fost cât de cât mai... El era în parte de business, e principalul și primul meu business partener, pentru că aici, practic, în companie, poți fi simplu agent, dar îți dă posibilitatea să-ți faci propriul tău business, să-l construiești în companie. Și desigur că cine altul decât partenerul tău de viață să fie și partenerul de business. Dar acum suntem foarte aproape ca să nu pot să aștept să zic că nu mai sunt soție de dragoste. Și nu am nimic împotrivă, chiar îi mulțumesc cu Dumnezeu că mi-a dat oportunitatea asta, da? Dar cunosc familii care sunt ok cu asta. Ei lor le place, dar nouă din lor de greu, nouă de greu și am zis că nu o să fac ceva și eu am găsit acel ceva, sunt sigur că l-am găsit, adică e acel vehicul care o să mă ajute să ajungem. O trebuie pentru că noi până a găsit spre America nu poți să repari în câteva luni ceea ce ai făcut în 6-7 ani, adică au trebuit să lucrăm la partea financiară, la ieșit din datorii, la... Vreau să întreb acum, ai avut cazuri și să fie lumea sceptică, deci, pentru că nu este doar Primerica, sunt foarte multe companii, da, care fac chestia asta. Te-ai întâmpinat deseori să vină lumea și zică, ei, nu știu, eu... Da, sceptici, dar eu le arăt posibilitatea că îi pot ajuta, dar omul dacă nu e deschis și nu vreau o schimbare, nu poți. Cu deasela să-l ajut pe om nu poți, adică înseamnă că își merită soarta ceea ce au, dar eu știu întotdeauna că pot să și le arăt că îi pot ajuta. Dar pe de altă parte, adică dacă omul nu e sceptic, eu sunt sceptic. De ce? Adică, practic, e bine să fii sceptic și să noi știm cum să răspunzi la toate întrebări și să le explici și deja e încet, încet acest scepticism dispare. În baza ta de clienți, care este procentajul de moldoveni? Poate aș zice 40%, 30-40%, da. Mă focusez acum, chiar vreau din toate națiile să le am și am încet și ori îmi cred că, dacă nu știu eu, spaniola să vorbesc, să am pe cineva în echipă care poate să vorbească spaniola sau să așa, diversificare fac ceea ce vreau mult. Aș zice că chiar același din Mexico, da, comunitatea ei sunt mult mai unit, mai
la noi în tank este din sunt sau pript sau au pățit ceva și nu sunt atât de creduli, dar încet aș zice că sunt mai deschiși moldovenii noștri la asculta și la vedea posibilități, oportunități, da. Mm-hmm. Și acum, dacă ar fi, vrea cineva să vină la tine, să zic, uite, Caterina, vreau să-mi fac un life insurance, cum te găsești? Mă găsesc pe Facebook, pe Instagram, sau, da, poate comentez aici din eu dinspre ei, dar sunt disponibilă, da, sunt deschisă, sunt sigură că cunoștințele pe care le-am obținut și experiența pe care am obținut-o o pot da mai departe și pot ajuta mulți oameni. O familie, așa, pe rând, câte o familie. Și sunt, dacă nu prin serviciile pe care le ofer, atunci prin oportunitate. Pentru cum am zis, eu nu sunt doar agent, nu am venit în companie doar să vând life insurance, ori să fac investiții, dar compania are așa o structură foarte bună că poți să-ți creezi business-ul tău. Și asta este cel mai frumos, că devenim broker, ajut pe alții să devină broker și vreau în fiecare, adică am visuri măreți, dar dacă să fie unul din așa ele, crește. Am în fiecare stat să am un broker cel puțin. Acum, uite, de când locuiești în America, ai cu tot o altă gândire, da? Fiindcă, îți dai seama, mergi acum în Moldova și le povestești tot ce vorbești acum cu mine în Moldova. Crezi că ar funcționa ce aici faci tu aici și în Moldova? Eu cred că ar funcționa, pentru că și acolo se dezvoltă partea asta de datorii, credite și toate astea, și dacă ar primi educația asta financiară, așa ar ști chiar și aceea și o nouă familie când au început, cum să fac, ce să fac, ce să nu facă. Pentru că multe probleme le poți evita dacă ești educat și știi în tema aia, da, cum să... Să eu cred că ar prinde... Nu sunt la curent exact cum merge cu partea de investiții, probabil că nu ne-am ridicat noi la un așa... Moldova nu s-a ridicat la un așa nivel, dar aici am... partea de investiții, de pensii, pregătire de pensii, e mult mai dezvoltat, de fapt, nu se compară. Da, Moldova la CNAS, știi? Acolo e pensia. Nu există, nu știu, chiar n-am auzit să existe cumva o structură unde să îți faci tu pensia ta. Dar totul e înainte. Vreau să vă întreb acum, de fapt, vă pare rău sau bine sau... că ați plecat din Moldova. S-a întâmplat, uite, a fost momentul ăsta. V-a sunat în ziua aia și v-a spus că, uite, ați câștigat green card-ul. Să fiu sincer, nu îmi pare rău. Unicul regret pe care l-am, că nu avem familia aici, da? Nu avem părinți, nu avem surorile. Timpul ăsta l-am pierdut din... Încercăm, avem acum, suntem foarte norocoși că avem... Putem să ținem comunicarea, da? Avem să... Putem suna fiecare zi, dar nu e același. Asta e, cred că, e unicul regret. Toate că nu cred că nici acolo nu ne ridicam și nu aveam să ajungem undeva, dar oricum, mulți mă întreabă, ok, te-ai întoarce înapoi. Sincer, acum, nu știu, nu m-aș vedea în Moldova cu 4 copii, fără un serviciu, fără casă, fără masă. Adică, iar din nou trebuie practic să o iai de la început. Și aș zice, da, n-am murit de foame nici acolo, am dus-o bine. Dar oricum aici le putem oferi copiilor noștri un viitor mai bun. Sunt mai multe opțiuni, mai multe posibilități, ar zice. Și dacă care aș fi sfatul tău acum pentru o familie care, uite, a venit acum în Statele Unite și nu știe încotro să o iei și plânge nopțile că vrea acasă înapoi în Moldova? Să aibă răbdare, să se încarce cu, da, dacă să vadă, să facă o reflecție, să vadă până la urmă, se văd, da, sunt familii care nu se regăsesc aici. Dacă au reușit acolo și au o carieră și nu pot nici cum să se, da, pot să întoarcă înapoi, dar dacă totuși vrei să obții și aici, ceva nu este ușor. Este un drum cu multe provocări, dar dacă stai unit cu familia ta și mergi prin toate greutățile, cu multă muncă, cu... poți răzbate. Sunt eu, oricum, cred că aici poți ajungi mult mai... Și nu este vorba de bani, de finanțe, financiar, pentru că mulți la tema banilor, da, banii schimbă pe oameni. Nu, banii nu schimbă. Banii, practic, amplifică cine ești tu,
ca om. Dacă ești un om bun și ai mai mulți bani, îi poți ajuta mai mulți, poți contribui la să faci donații, să ajuți. Sau dacă ești o persoană rea, având mai mulți bani, să faci lucruri mai rele. So, scopul meu în viață nu-i să, da, vreau să devin milionar și am acolo în vision board, da. Am zis că până la mei 40 de ani o să fiu primul million dollar earner în companie, adică ei au deja 124 de familii care au ajuns. Eu vreau să fiu primul moldovean. Și dacă sincer a fost, dacă sincer să fiu, când mi-am pus acest scop, a fost singur făceam. Cine ești tu, Cate? Cine? Da, nu e posibil. Dar acum sunt sigur. Adică, dar nu pot face până nu o să ajut alții. Adică, ca să ajung la așa scop, o să trebuiască să ajut mult familie ca scop. Ajutându-i pe alții, ajut și eu și știu că banii ăștia o să pot schimba cumva lumea. Pot ajuta. Bravo! Deci ești acum împlinită, de fapt, sufletește-ne. Îți place munca care îi faci. Îmi place foarte mult ce fac, îmi aduce o satisfacție sufletească așa când îi vezi cu lacrimi în ochi și îți mulțumesc și îți sună și e plus ceea ce am învățat, am pus foarte mult în practică, desigur tot, nu poți să ajuți pe cineva până nu te ajuți pe tine personal și am vreau să dau mai departe ceea ce știu, vreau să transmit mai departe. Și pe lângă finanțe, că am învățat finanțele, da, pot să știu, toate cum mai am, nu sunt încă expert, am multe de învățat, noi cât trăim, învățăm. Îmi place foarte mult când ne dezvoltăm personal, permanent lucrăm la a deveni o persoană mai bună, pentru ca să atragi chiar în echipa ta, în business tău, o persoană mai bună, trebuie să fii tu, să devii tu o persoană mai bună, adică permanent să devii o persoană, versiunea ta cea mai bună. Frumos sună și într-adevăr e bine să investești în tine. Dar cred că trebuie să combini cumva și financiar să fii mulțumit, fiindcă deja ai 4 copii toți așteaptă să fii îmbrăcați, hrăniți, cu studii și tot așa. Deci și financiar să poți să-ți permiți să întreții o familie. Asta la sigur. Corect. Caterina, eu faci o balanță, da? Să faci o balanță în toate. Da, mersi mult pentru că ai participat astăzi în cadrul acestui podcast. Sper să fie o persoană care de fapt inspiri alte persoane. Sunt sigură că sunt mulți moldoveni care au ce spune aici în Statele Unite și tu ești una dintre ei, fiindcă ai venit la zero, ca și noi toți am venit în Statele Unite, dar ai venit fără a cunoaște limba engleză, fără a cunoaște nici limba rusă, care ai învățat-o tot în Statele Unite. Și ai venit și ai avut între timp 4 copii, da? Un copil din Moldova, ai venit cu el mic aici și 3 născuți în Statele Unite și între timp și facultate. De asta și-am zis că ești chiar bravă, muncitoare, îți dorești succes în continuare pentru munca care o faci, să ajungi acolo unde îți dorești, să fii acolo un Rolls Royce, mai tine, nu? Este pe vision board. Îți doresc să te văd, să postez Facebook-ul, am ajuns acolo unde mi-am dorit. Îți doresc mult succes ție în continuare. Și mulțumesc. Da, cum am zis că nu sunt încă unde vreau să fiu, dar slava Domnului sunt unde am fost, adică creștem, suntem în permanență creștere și doar cu multă muncă, perseverență și consistență, stai așa focusat, le poți realiza. Bravo, bravo. Acasă, credeți că ați revenit vreodată? Nu zic niciodată, dar la moment nu ne vedem acolo. Am înțeles. Părinții, ce zic de această decizie? Părinții, tătic probabil este cel mai care îi pare rău că am câștigat și am fugit de lângă el, dar ținem legătura, încercăm să, când putem să îi vizităm. Și asta e. Noi oricum suntem fizic nu suntem în Moldova, dar cu sufletul suntem acasă în Moldova și noi ducem numele Moldovei aici. Eu vă reamintesc că alături de noi astăzi a fost Ecaterina Tudoreanu, consultant financiar, financial coach, deci aveți nevoie de un sfat cum să investiți sau să gestionați banii sau să scăpați de datorii, mergeți la Ecaterina. Mulțumesc. Eu sunt Nina Ciurescu și vă mulțumesc pentru susținere. Vă invit să puneți like și să distribuiți acest podcast și nu în ultimul rând să apăsați pe clopoțel ca să fiți abonați la canalul meu de YouTube. Astfel veți fi primii notificați când va apărea un nou interviu. Vă doresc un weekend frumos și jos pălăria pentru diaspora!
După o leacă de repaus, Vasea iară hotărât că acum e momentul, trebuie de pregătit. Mai ales că pandemia parcă o leacă s-a oprit. O luase și rămână și la drum el o pornit. Ploaie parcă a fost destul, popușoi au crescut. Suma bun de strâns acum și făină de făcut. Ca să meargă totul bine, lupa novice a sunat și au pus totul la cale, hop și s-au organizat. Totul e gata ca să știe lumea de acest moment. Iaca, iaca, cuș de grabă, facem iar eveniment. Hai să o facem încă o dată, ca în vremurile bunii. Să ne strângem la o masă, hai la mămăligă lumii. Mămăligă, are-mi place, dă-o-n coașe. Mămăligă, pasea dacă ți-și fașe.